Biserica Bârboi este o biserică creștin-ortodoxă din municipiul Iași, care a fost construită în anii 1841-1844 pe locul unei biserici construită de voinicul Ursu Bârboi în perioada 1613-1615. Biserica a fost ridicată după planurile arhitectului grec Andrei Karidis, ajutat de meșterii Atanasie și Gheorghe, greci din Sisani. Ea are hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătorit în fiecare an la 29 iunie. Biserica ctitorită de Ursu Bârboi a fost transformată în 1669 în mănăstire, urmașii ctitorului închinând-o mănăstirii Vatopedu din muntele Athos. În această biserică a fost înmormântat, în anul 1842, fostul domnitor Ioniță Sandu Sturza, primul domn pământean al Principatului Moldovei de după epoca fanariotă. Tot aici sunt înmormântați și alți membri ai familiei Sturza, precum și poetul Alecu Rusu. Cu tremurul din 4 martie 1977 a produs avaria acestei biserici. În anii 1980-1988, prin grija patriarhului Teoctist Arăpașu, fost mitropolit al Moldovei și Sucevei, s-au efectuat lucrări de consolidare și restaurare a lăcașului de cult cu fonduri acordate de Mitropolia Moldovei și Sucevei și cu sprijinul tehnic al autorităților de stat. Acest prilej a fost curățată și refăcută pictura murală interioară, catăpeteasma și vechile jilțuri, s-au consolidat și restaurat turnul clopotniță, clădirea fostei ecumenii, zidul de incintă și case de ape. Biserica a fost resfințită la 27 noiembrie 1988 de către Patriarhul Teoctist, înconjurat de sobor de preoți din Iași.
Biserica este situată în centrul orașului Iași, pe Stradela Bărboi, numărul 12.